Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de Daisy. Vrei un round box? Da. Hai cam două. Păi e. L-am luat pe ăla de pe server trecut. A, da. Și am intrat pe un server când vreau să filmăm, dar apoi n-am mai filmat pentru că nu avea rost. Pentru că n-am filmat nimic bun decât cum intrăm pe server și ieșim din exact. 10 minute. Și acum poate ne scate și de pe ăsta. Mi-ar plăcea. Suntem ceva pe server, Andrei. Ruleta. Rusească? Nu, no, ruleta spaniolească. Haide să ai, mergem. Ai nevoie de încărcător de M4? Băi, momentan nu, când găsesc M4, da, hai să mergem. Facem pare eu cum. Hai, că am plecat deja. Arăt scaun din ăla ca un counter terorist. Da, exact. Da, știi tu, nebunule, știi? Stai că mă uit. Sus nu pare să fie nimeni. Ne-ai zis, nu pare. Nu e nimeni. Red. Dă-te, mă! Nu mai stai la glume, că poate să vină oricând ceva să ne ciureie pe amândoi. Și cum, da, așa în echipă ne ciure, știi? Pe rând, așa frumos. Ce mișto e amortizorul ăsta de pe CR75. Și tu ce ar mai Magnum? Da, și Blaze. Și eu tot Blaze și Magnum. Magnum sună foarte... Tu ai Blaze și CR75. Eu am CR75 ăsta cu amortizor șmecher. Îmi place, chiar îmi place. Oare chiar reduce sunetul mult? Nu, nu reduce, se aude ca și un pistol de jucărie cu ăsta. Hai, mergem. Hai. Se apără că e ceva sus. Nu e nimeni. Dar de ce au mai băgat chibrite pe dacă nu faci nimic cu ele? Bine, mă refer acum la... Osă, dar până osă... Nu știu de ce. Dar erau de o grămadă de timp, de dinainte să se bage, ia să mă îndepărți. Păi știu că erau și când eram eu. Zet, ok. Eu sunt în roșu. Dar nu te după pe acolo, că e periculos. E periculos. Mamă, deja că te omoară. Fac cel mai mare stat. Nu. Tu urci acum pe scări? Mm. Let's guess. Serios? Da. Ai vrea să-i pentru escape? Nu. N-am nici un escape, mă. Îmi glumim și o dată în viață. Fac eu atunci. Hai, la hangare. E lootat serverul ăsta. Nu mi se... Mi se părăsit mie că e low loot server. Hai că ai Magnum. You first do. Și Magnum e mai bun ca CR75. Ba da, e cel mai bun pistol, wow. Chiar tu ai spus-o. Când... Trebuie să știe și cineva care să știe să mă numească. Deci sugerez că tu nu știi? Da. Atunci dă-mi el mie. Eu știu. Nu, că sunt stroll ca Diana și îmi iau cea mai bună armă ca să mă apără pe mine. Aha, cum făcea Diana. Bine, dar ea știe, e frică, adică are arme bune, dar dacă s-ar și duce ar fi bine. Dar eu cu ea fac echipă bună că... Știi, când facem ea se uită prin zid, iar eu trag, știi? Când faceți, ea se uită prin zid și te tragi. Da. Oh! Mamă, ce m-am speriat, ce? Ce pana mea faci? Vrei să afirm ceva? Trei ghiozdane într-o singură clădire. WTF. Tu aici, în hangar, sunt spatele tău. De bine. Băi, un tip. Fac după perete. L-am nimerit. N-are armă. No. Hai, că e mort. Și cum să n-ai... Are SKS. Oh, yeah. Glanțe, da, dacă avea glanțe, crezi că... A, avea glanțe de Magnum și de pentru mine. Ia-i tu, vrei tu SKS-ul? Andrei. Nu pot să dau eu. Nici eu nu mai pot. Ai luat glanțele de Magnum. Ce da?
Ia. M-am rămas fără glanțe eu acum. Mai glanțe de CR 75, să-mi dai că eu i-am dat DNA-i pe ale mele. Oh. Păi tu mi-ai zis să-i dau, dă-i DNA-i, tată, dă-i. Nu, de fapt eu i-am dat din el, aba mi. Ce? A, uite, am mai găsit glanțe, mă, stai chill. Hai că am găsit glanțe de CR 75, perfect. Mamă, deci să moră, dar nu aveam în minte așa, ci că, bă, o să fie cineva. Nu știu. M-am panicat într-un mod ciudat, adică am tras după el și apoi... Ai plecat și m-ai lăsat singur. Păi eu ți-am zis că să mergem după ăla, că eu nu sunt genul care vede un tip pac la bătaie, genul vede un tip pac după zid în siguranță și gândește un plan. Unde ești? Am intrat în clădirea. Așteaptă-mă. Că asta e ideea, că sunt genul care sare la bătaie. Și n-ai văzut că mie mi-ese, adică cel puțin. Dar am tras după ăsta, fugeam în toate direcțiile posibile, dar n-avea nicio șansă, adică n-avea glanțe, n-avea nimic. Ce să fac? Era în balon. Am două sailing bag-uri. N-avea ce probleme să ne pună nici bag, n-avea nimica. De mie că, uite, vezi, putem oricând să dăm de unde asta, haide. Sus, te aștept. Da, și dacă avea M4? Păi dacă avea M4, fugeam. Dar cum n-am văzut că n-are armă, eu n-am văzut că dacă are să nu. Eu am văzut clar că fugea fără armă în mână. Se vedea clar că n-are. Acă dacă avea, îți dai seama că și-o punea în mână. Ce naiba. Bă, am uitat să-i dau hide bunny, dar mă rog. Trebuie să-mi iau ghiozdă în pistol. Nu mai prin zid. Serverul? Da. Bun. Da, mă, ai, mă, și nu i-am luat escape-ul. Nu știu dacă să-l iau sau nu, că... dacă aș fi avut măcar 20 de glanțe de escape, aș fi luat. Da. Ce, bă, dar eu am luat escape-ul. A, da? E la mine! Că tu nu puteai să accesezi corpul. Și ai și Blaze-ul și escape-ul? Nu, escape-ul, Blaze-ul l-am aruncat. A, iau glanțele, apropo. Dar n-am oricum glanțe de escape. Ia. Atunci vrei magnumul tăi ca să te protejezi mai bine. Nu, am CR 75. Da, și vrei magnumul. Nu, păstrează-l tu. Păi și tu cu ce te mai aperi? Cu Blaze. Cu Blaze, da, vă-l dic. Stai să-mi aranjez. Revenim cu un alt server. Păi că acum... Și am revenit. Nu-i nimeni aparent. Mergem? Scoate magnumul. Hai. Băi, e închis totul. Foarte ca lumea. Uite bandaje, ia uite mă ce ca lumea. Nu cred că e cineva, stai să nu fie cineva. Frate, M4 ceva? Știi glanță de M4. Ia-le. Pune-le, că cum să nu poți. Și nu poți să te ridici, e greu? E grea viața. Hai în cealaltă casă. Bă, că nu-i lutat, hai că e bine. Să în casa singuratică. Păi da, și ne mergem în cealaltă casă. Eu ce-am zis? Hai în cealaltă casă. A, păi credeam că spui că să mergem în cealaltă casă, adică la aia alăturată. Ai grijă, că ai văzut cum am dat de ăla. Și nu ne-am uitat, am intrat așa ca proștii. Da. Be careful, dacă găsim M4 să nu-l dai mie și stai schis. Cineva? Sau shotgun, mă, că eu am destule de glanțe de shotgun. Aaa, i-am lăncat Hexul. Amortizor, pistol, amortizor, uite-l. Aici, surfesor. O, armă, escape, cred. Da, escape. Oh. Hai, nu-l iei? De ce să-l iau și eu și pe mine? O, uite, Piuscope. Și... Worm, perfect. Păcat că n-am glanțe. Să găsești glanțe de escape. Dar n-am. Da, am și Piuscope, da, ți-l dau. Dar iar pe ăsta, mă, n-auzi. De ce să iau un loc de Blaze? N-aș tu și bine. M4, am găsit baionetă de M4. Așteaptă-mă, mă, dar te duci de capul tău așa. Așteaptă-mă, te rog găsi. Basic de M4. Basic? Da. Bă, e unul sus acolo în casă, l-am văzut. Îl văd, e unul sus, în cealaltă casă, la cupolă. Da, l-am văzut clar, 100%. Bă, vine un zombie după tine. Dă-i cu surpresorul, să nu se audă.
Vai, ce bine merge supresorul. Da-mă, glanțe Magnum, că am găsit Magnum. Sunt Magnum. Da. Păstrează și ăla. Hai bă, că vine ăla, o să vină ăla. Era sus e gear. Și Optix de M4. Cel mai bun Optix. Și nu pot să crezi, n-am M4. Avem arme proaste și bow ăla. Uite-te, deci l-am văzut clar. Deci clar, sunt 100% sigur, l-am văzut se mișca. Deci jur pe viața mea, pe ce vrei tu, l-am văzut. Băi, am chestii de M4, bun. O, îl văd și eu. Îl vezi? Da, e full meter gear, n-avem cum să mergem fără să ne vadă. Dacă e să-l împușcăm. Îl vezi, trage-mă după el. Pot, că stă cu scopul fix aici. Stă cu scopul pus? Da. Nu-l văd. Ai grijă. Dar nu văd, nu mi se generează terenul, parcă. Nu mă, nu ține, are pistol, are pistole, perfect. Dă-te, dă-te, să mă uit și să văd. Sunt doi, sunt doi, sunt doi. Sunt doi. Sunt doi, nu pot să cred. Sunt doi și unul are M4 și unul are pistol. Îi vezi pe amândoi? Unul la scară și unul normal. Da, mă, da. Și unul are M4, deci am văzut clar M4. Dă-te, dă-te, dă-te. Poate vine din cealaltă parte un bou. Deci suntem blocați aici. Suntem morți. Eu zic să ne ori ne deconectăm, ori luptăm. Alegi. Să luptăm ceva acțiune. Hai. Dacă, deci eu am piu scope-ul. Și amestec, dar n-am gloanțe. Bă, oare nu poți să pui piu scope pe Blaze? Nu poți. Uită-te dacă vine aia tu, Andrei, fii atent. Uită-te dacă vine aia, eu... Și mă chinui, nu știu cum să fac. Deci, în momentul ăsta, dacă... Uită-te la bipod. În momentul ăsta, dacă ar veni un M4 sau gloanțe deschis, ar fi super. Bă, ia să mă uit eu în round box, poate am glanțe de deschis, să vezi ce râd. A, am dar glanțe de shotgun în el. Dar nu se uită la noi, tipii. Păi trage, mă! Stai, da. Păi da, stai, ține bine. Sigur nu se uită niciunul? Hai că nu ne-au văzut, nu ne-au văzut. Stai, 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 că să te vadă. A, s-a pus la pământ. S-a pus? Da. Hai că... Era unul în picioare. Nervează Blaze-ul, care țintă bună, dar nu-mi cabe câte două glumeți. Da, asta e o porcărie. Să mă pun pe field of view mic? M-am pus pe zero, dar nu-i bine, că-i ținta prea mare. Pa! Au, un zon. Aia, un zon, fuck, nu l-am văzut. Și nici nu moare jegoasă, tu scapă tău. Acum ne-am descoperit total. Bă, și ar trebui să încercăm. Da, Snoopy amândoi, frate. Am tras și mai devreme și nu ne-au auzit și tot stăteau în picioare. Știu. Da, geared. N-ai ce să faci dacă-s geared. Dacă nu erau geared, puteam. Ușor, ușor, mai ne apropiam cumva, mai facem ceva. Adică n-am cum pe fel. Nici eu, sunt acolo sus. S-a pe bot acolo. Da, păi da ce-ai vrea? Știi că dacă îi urcăm, îi omorâm. Că ei o să se uită probleme spre hangare, dar o să ne vadă când venim. Și din partea asta, dacă vine cineva, tot așa ne-o luăm. Dar cum ar fi dacă merge prin spatele hangarului ăla și-am dat seama? Da, ne văd, se vede, știu eu de acolo. Că îți n-ai preme cu M4. Mamă, cu acogul și ce că lumea vezi? Așa, ăsta e hangarul mai aproape de ei sau ăla? Gloanțe de M4 și încărcător de amfibia. Bă, am ajuns în colțul ăsta și mi se păreau că-s glanțe de deschis, mamă, și eram așa de fericit. Deci dacă găsesc acum glanțe de deschis, ăștia-s morți, am cipius, că... Și îi omoram pe amândoi dacă aveam, îți dai seama, nu, Andrei? Da. Că aveam PSKS, Pew Scope, îți dai seama, cu Mosin, cu Longrace, Scope, Fraieris, nu știu, nu se uita, îi omoram pe amândoi lejer. Bă, eu zic să... Nu, deci ori ieșim, ori ne luptăm, eu zic să ne luptăm, că... Da, dar... mă, ne luptăm, dar nu suntem femei, frate. Și poate și eu, mă, știi? Care M4 de aia nu cred că are niciun M4. Așa mi s-a părut. Unul are pistol 100%. Nu mai văd. Și ce am putea încerca? Să mergem fără are în mână, să fugim până după zi. Și după zi ce facem? Stăm acolo și ne uităm la ei că... Ăia probabil că se uită de pe burtă cu third person. Și atunci o să ridicem picioare și trebuie să tragă după noi și mergem pe laterale. Nu, nu se poate așa, crede-mă. Am încercat cu Loris. Dar nu am încercat strategia ta, alții au încercat finish pe Loris și am omorât pe amândoi. Și să meargă fără... Exact cum suntem noi, erau doi.
Iar eu cu Loris, Loris îmi zicea ce se întâmplă, eu aveam M4 cu ACOG, i-am omor pe amândoi lejer. Și am încercat să fugă. Tot, exact ce ai zis, exact ce ai zis, și pe lângă zid au ieșit și i-am omor pe amândoi. Și erau military gear. Deci nu e bună strategia asta. Nu, nu, suntem blocați aici. Iar ei o să stea așa ca proștii. S-au s-o deconectat de fraie. Da, că se ridicau în picioare dacă se deconectau. Hai să ne deconectăm, că suntem blocați aici. Știu, ce pana mea să facem, nu știu, nu am idee. Bă, puneți-mă arma în mână, ce face? Nu știu nici ce să zic. Ia uite-te dacă... eu mă uit pe partea aia. Eu am tras după ei, dar n-ai ce să nimerești. Dar n-ai ce să nimerești, frate, cu... asta eu am încărcat. A, te-ai tras cu pistol, bine. Știu, nu-i cu ce ai tras? Cu blazer. Eu încarc. Știu, mi-ai zis ce să merge. Ne omoară, mă! Ce să merge? Stai că eu mai aranjez puntarul. Soartă dacă ne omoară. Păi, eu zic să schimbăm serverul. Zic că sunt nubalăi. Păi sunt nubalăi, dar ei au avantaj. Dacă eram noi acolo, era altceva. Duc eu primul și dacă... nu mă, că ne descoperim, mă, știi cum să facem? Cum? Eu fug, aia să mă vadă, să ridicăm în da, și eu da, n-am armă, dacă aveam piu... îți dau blaze-ul, îți dau blaze-ul, să tragi cu blaze-ul. Dă-mă încoa, hai că facem așa, vrei? Da, da, dacă mor e vina mea? Nu e vina ta. Dar între toate glanțe. Atunci ia și mâncarea, îți mai dau chestii folositoare. Aia crezi că știu că suntem doi? Eu zic că nu are cum. Am lăsat eschiesul. Ia tu eschiesul. De că momentul nu o să strivească. Nu, că ar... poate îl ții și nu știu. Haide, du-te. Am blaze-ul pregătit. Dar îmi zici dacă s-au ridicat, știi? Eu să stau aici. Trebuie să văd VOV-ul să nu-i folosesc. Andrei, ești pregătit? E foarte periculos ceea ce se face. Serie. Hai, ești pregătit? Poți să te duci. Dacă ajungi acolo și nu trag, ai scăpat, da? Încearcă să faci să se uite. Încearcă... hai vino și tu că nu se uită fraierii. Am ajuns la zid, nu se uită. Eschezul ăsta ce fac cu el, că nu-l las aici. Că s-au deconectat, mă, s-au plecat. Vin să-l ia, sau... bă, stai. Stai că dacă vin, acum poți să te întorci că ești cu spate și aia să tragă, știi? Și trag eu. Imediat. Stai că fug pe aici, nu te încorc, nu? Nu. O, oh, mai sunt, mă. Nu cred că mai sunt. Hai, întoarce-te. Ia blaze-ul. Mâncarea. Uite-ți blaze-ul. Fac. Și glanțele de blaze. Și glanțele? Hai, mergem? Hai, dar fără nimic am mers. Zombie acolo. Deci n-au ieșit. Nu, e un zombie aici, în clădire. Hai înăuntru, rapid, 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 rapid. Ține ținta pregătită. Te vezi zombie. Trage, trage sau ceva. A cât de strâmb trage CR75 ăsta? Cel mai mare jeg. Mai murat? Da. Cel mai mare jeg de pistol. Haide. M-am asigurat că am lanțe cu ori. Ești pregătit? Pew scope. Pristin. Ui, unul mort acolo. L-am omorât! L-am omorât! Eu că am tras pe la cap sau și la la fel am tras. E unul mort acolo atât, în rest nu mai nimic. E un blaze double rifle aici sub. Atât e unul mort, în rest nimica. Cred că ăla l-am omorât și ăla s-a deconectat. Păi normal. Poți să am încredere în glitch-ul tău, camere? Ai urcat la primul etaj, dacă ai urcat la primul etaj ai scăpat. Dacă nu-i nimeni la primul. Nu, nimeni. A, acum ești gata, 100%.
Stai, sunt și eu pe fază, dacă nu mă crezi. Da, mă, pe asta l-am omorât, știi că avea beretă. Da, și eu l-am, unul din noi l-am omorât, măcar l-am omorât cine aibă. Și de la atâta distanță, băi. Și ce-am zis că avea pistol? Dă-i loc de glanțe deschis, este tată, glanțe deschis și încărcător de M4. Dar e în ruină ăla de M4, da. Și glanțe. Nu, noi l-am omorât pe ăsta, nu cred că noi l-am omorât pe ăsta. Uită-te cum e distrus totul, ce naiba. Mama mea. Nu, nu l-am omorât noi. Yes, am deschis. În sfârșit. Și am pe ăsta pristin. A, nu, ia glanțele de CR75. Dă-mi-le. Bă, să mergem să ții și tu SKS-ul ăla. Nu știu ce să zic, dar nu... Nu, că avem prea puține glanțe. Da, exact. Am... Crezi că mi-ajung 10 glanțe așa cât jucăm acum? Da. Deci, pioscope-ul meu e pristin. Dar joc fără pioscope, pentru moment. Păi nu, ăla alții... Nu, dar nu noi l-am omorât. Ce fac eu de obicei? Andrei, nu noi l-am omorât, că are totul ruind. Nu l-am omorât noi, clar. Nu vezi, hoodie-ul, l-a omorât cineva cu M4. Și l-o fi omorât celălalt, nu are sens. Nu are cum să se omoare între ei, frate, că sunt echipă cineva. Bă, poate le-o om strategie, sunt gigant și l-o omoră ca să nu putem lua chestii de la el. Deși, cred că ar putea să dea hide body. Adică, nu că ar putea. Cred, oare au asemenea strategii dacă stă de proști de nu dau hide body? Bă, dar chiar că de cine au dat hide body? Păi da. Ci? Dar ce era numai unul, mă? Erau doi medici, am văzut clar. A, ba da, și eu. Erau doi, mă. Băi, am unu prea mult. Unul stătea unde stai tu. Exact. Numai că în X. Și nu stătea pe aici, numai că exact, exact, așa era. Da. Și asta când s-a ridicat pe C, uite așa, i-am tras. Da, exact. Dar nu noi l-am omorât. Nu știu, știu că i-am tras pe undeva pe la cor. Eu sunt sigur că nu noi l-am omorât. Că i-are ruinat tot ce naiba. Eu am dat tempi. Băi, da, strategia noastră care am avut-o a fost bună, vezi, am furat de clanțe. Și eu cu fugitul, da. Pentru că ea... A fost bine, mă, așa trebuie să facem de acum. Când vrem să intrăm în asta, unul să stea la sniping și unul să fugă. Eu content, stai să-mi bag și eu glanțele aici. Dacă vine unul, stai că eu nici măcar nu mă uit. Dacă vine cineva, cineva, acum. Eu content. Fuck. Hai, spune-mi serverul. Ceva mai avem o care puscope, puscope. Mamă, dau optic, am și baionetă de M4 și optic. Chiar vreau și-ți dau ție ăsta, știi tu, SKS-ul cu scope-ul și chestii. Păi da, când dau hide body-ul ăsta? Am pasat vestul, nu îmi trebuie. Ia, dă-te. I-am dat. Hai, mergem. Andrei. Hai, am plecat eu. Ce-ai plecat? Că să te aștept, hai. Bine. Hai, mă. Eu sunt aici. Să te sperii. Hai să mergem în șaltă clădire care oricum probabil e lutată de ăștia, dar... Cine știe? Vedem, și oricum ne deconectăm în ea. Poate s-a stunat că nu e acolo, în copolă, cum făceam și noi mai demult. Băi, ușa închisă aici, eu cred că e la altă, știi că s-ar putea. Stai să mergem. Chiar mă! Nu-i nimeni la intrare. Dacă aveai M4 știi că lupta acum, serios. Siringă, nu ne trebuie. Ai permanentă grijă. E unul zid aici, e blocat. Unde hello ești? Guy, hello guy, what's up? E unul cu M4 aici blocat. Uite-l, uite-l, îl vezi, îl vezi? Îl vezi? Uită-te prin zid. Am mâncat, Andrei, uită-te prin zid. Nu aici, uite aici, în colțul ăsta. Trage, vezi? Ți-am zis că e blocat în zid, n-are ce să facă. Da, poate măcar să ne... Come on, man, I saw you. Mă omoară! M-a omorât! What the... What the fuck?
Hai, mă, mama, din cauza ta mor că intri tu peste mine. Lasă-mă în pace. Dacă nu mi-e foame, nu pot. Lasă-mă. You fucking dick. Pot. Dar nu pot. Da, am mâncat ce faci tot, am mâncat tot ce mi-ai dat. E, un pic a fost cât de aia, lasă-mă. Da, dar nu vreau acum. Vai, bă, you dickhead! You fucking hacker, bitch! Dick. Era în zid. Your mom is a bitch! Andrei, nu mai fi așa de dor. I curse you and your children. You will never you will never have a good life. You will find food just in trash. You will eat trash and make children with bitches and fuck your mother. Suck your dick. Aveam 4 și eram military. Ți-am zis că unul dintre ei aveam 4, deci ți-am zis că l-am văzut clar. Rage-ul. Hai la Take It Light. Deci, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Scuzați pentru rage-ul final. Dar... Nu, era prost. Până data viitoare, dați un like pentru Grăsanu Crack. Pa.